Un miracol pe zi. Obiceiurile mici îți determină calitatea vieții. Chiar dacă socotești că evenimentele majore modifică traseul vieții, în realitate, obiceiurile mici sunt cele care vorbesc despre destinația pe care o vei atinge. Te gândești că atunci când te vei căsători sau vei avea copii, când te vei muta în casa ta sau vei termina o școală, vei face în sfârșit lucrurile cu adevărat importante și îți vei atinge potențialul maxim. Lucrurile nu stau așa. Tu ai o rutină care spune ceva despre valorile tale, despre credințele tale, despre cine vrei să ajungi. Oricine excelează în orice domeniu îți va spune despre rutina lui, despre disciplina zilnică, despre lucrurile mici și repetate pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Acestea sunt pietrele care pavează drumul spre orice destinație. Iisus spunea, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luca 16:10. Lucrurile mici, fie bune, fie rele, te vor duce spre destinația finală. Un bărbat îi spunea soției sale, când m-am căsătorit cu tine, eram dispus să mut munții, să înfrunt dragonii pentru tine. În loc de asta, tu mi-ai cerut să aspir și să duc gunoiul. Lucrurile mici, de fapt, indică dedicarea, sacrificiul și loialitatea cuiva. Puține șanse să ai ocazia să muți munții și să omori zmeii. Mai degrabă ești chemat să iubești, să slujești în domenii lipsite de popularitate și vizibilitate și să dăruiești anonim. Dar repetarea zilnică a acestor discipline și fapte bune te vor conduce spre destinația după care tânjești. Viața adevărată, cât mai asemănător cu Hristos. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.